venit la meditația de seară, ridicându-ne mai sus de atmosfera poluată. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Deși în jurul nostru ar putea fi o atmosferă coruptă, nu trebuie să respirăm miasma ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Prin înălțarea inimii noastre în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune sinceră, noi putem închide porțile minții, împiedicând intrarea oricărui gând imoral și nesfânt. Cei a căror inimă este deschisă pentru a primi sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului și vor avea o continuă comuniune cu cerul.